ziua, stimați colegi! Avem quorum-ul pentru ședință, adică sunt majoritatea și vreau să vă întreb dacă sunt propuneri suplimentare la ordine de zi. Dacă nu sunt, o să trecem la ordinea de zi, dar nu înainte de a veni cu rugăminte. Am văzut chiar câteva clipe în urmă pe rețele de socializare. Noi avem planificată ieșirea la Telenești pe ziua de vineri și am văzut secția sau direcția de educație din acest raion cu indicații către toate instituțiile să vină, să nu pună întrebări. Eu rog fără exces de zel, deci noi niciodată nu am mers în teritoriu să ne vedem doar cu oamenii, am mers să le ascultăm problemele și să rezolvăm problemele care sunt acolo. Eu nu am solicitat niciodată să creeze condiții călduroase și bune, dimpotrivă, deci ne ducem să muncim acolo. De ce eu vă rog, cancelarii de stat, vorbiți să câteodată fac exces de zel din punctul meu de vedere, dar lucru care nu face bine nimănui. Acum, dacă nu sunt întrebări la ordine de zi, tradițional începem cu cadrele, domnul Chicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7 din legea cu privire la guvern și articolul 54 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica Ursu în funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Mulțumesc, domnul Chicu. În continuare, pe ordine de zi, doamna ministru Ieftodină. Vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun spre aprobare proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. Se propune modificarea legii cu privire la Curtea Constituțională, precum și a codului jurisdicției constituționale. Proiectul de lege a fost elaborat în vederea executării hotărârii Curții Constituționale numărul 17 din 2018, prin care au fost declarate neconstituționale articolul 31 aliniatul 2 din legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 4 aliniatul 2 din codul jurisdicției constituționale. Ceea ce în redacția actuală normele au fost declarate neconstituționale, care stabilesc că Curtea Constituțională exercită modul constituționalității asupra actelor normative adoptate după intrarea în vigoare a Constituției Republicii Moldova, adică din 29 iulie 1994. În opinia Curții Constituționale, Curtea Constituțională își poate exercita controlul constituționalității și al legilor adoptate anterior intrării în vigoare a Constituției, deoarece competența ei se răsfrânge asupra tuturor legilor în vigoare. Ținând cont de această hotărâre a Curții Constituționale, Ministerul Justiției vine cu abrogarea acestor aliniate din legile menționate și rog susținerea proiectului respectiv. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări la doamna ministru, stimați colegi, dacă nu, vă mulțumesc și eu și în continuare domnul ministru Gaborici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea programului Start pentru tineri. Programul prevede acordarea suportului pentru tineri, în special celor din zona rurală, care intenționează să lanseze o afacere. Astfel va fi acordat suport la următoarele componente: acces la informații privind inițierea și dezvoltarea afacerii, instruirea antreprenorială, asistență consultativă pe durata implementării proiectului investițional, finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului investițional și asistență în stabilirea colaborărilor cu potențialii parteneri de afaceri sau furnizori și clienți. Programul va oferi tinerilor două forme de suport financiar, precum urmează: business voucher pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță, suma va fi în mărime maxim de 10.000 de lei, și finanțarea proiectului investițional, care va reprezenta cel mult 80% din suma investiției necesare, în mărime maximă de 180.000 lei, care
se va efectua atât pentru investiții materiale, precum și pentru investiții nemateriale. Astfel, programul este prevăzut pentru o perioadă de 3 ani și prin intermediul acestuia se planifică susținerea peste 300 de afaceri noi inițiate de tineri. Sursele financiare necesare pentru implementarea programului au fost planificate în CBTM. În contextul celor expuse, rog susținerea și aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc pentru că ați venit cu acest program, din punctul meu de vedere, unul foarte eficient. Noi deseori, când vorbeam cu tinerii, era scos în evidență programul pe care îl avem pare 1+1 și într-un mod oricare era o discriminare pentru tinerii care sunt aici pe loc. De aceea acest program cred că vine la timp și este unul foarte atractiv. 60 de milioane de lei sunt alocați pentru acest program acum, 80% din investiții va asigura statul și doar 20% trebuie să vină tânărul care vrea să pornească această afacere. Mulțumesc mult colegilor care au lucrat pe acest program. Dacă nu sunt întrebări, la domnul ministru Gaburici, în continuare, domnul Chicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul respectiv este elaborat pentru aducerea în concordanță a unor hotărâri de guvern cu prevederile legilor adoptate anul curent, care au introdus modificări în cadrul legal în domeniul salarizării, legea 71, legea 36, legea 190 din 2018. De asemenea, proiectul vizează modificarea denumirilor unor autorități, instituții sau organizații create, reorganizate prin fuziune, absorpție, în urma hotărârilor de guvern aprobate. În scopul asigurării condițiilor de salarizare a personalului încadrat în instituții de învățământ profesional tehnic, a căror statut a fost modificat recent, se propune completarea hotărârii Guvernului numărul 884 din 2018 cu o normă tranzitorie privind aplicarea temporară a condițiilor de retribuire a muncii pentru angajații din sectorul bugetar. Proiectul nu implică cheltuieli financiare suplimentare. Vă rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, întrebări? Nu sunt. Vă mulțumesc și vă rog să prezentați următorul proiect. Stimate domnule prim-ministru, onorat guvern, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea anexei numărul 4 la hotărârea guvernului numărul 351 din 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile. Scopul prezentului proiect rezide în apărarea intereselor patrimoniale ale statului, în special a drepturilor de titular. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului hotărârii constă în faptul că în unele cazuri componența sau suprafața bunurilor proprietate de stat reflectate în anexa numărul 4 la hotărârea Guvernului 351 nu corespund cu datele cadastrale și nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile. Astfel, promovarea și aprobarea prezentului proiect de hotărâre va permite modificarea datelor și înregistrarea construcțiilor în registrul bunurilor imobile. Solicităm susținerea proiectului. Susținem, nu vă doritor să intervină și vă rog să continuați cu următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului de înregistrare și evaluare funciară semnat la Chișinău la 17 septembrie 2018. Acordul de finanțare în sumă de 30,1 milioane euro dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare are ca obiectiv îmbunătățirea calității și transparenței sistemului de administrare funciară și de evaluare a bunurilor imobile. Programul dat este elaborat în conformitate cu cadrul de parteneriat al Băncii Mondiale cu Republica Moldova 2018-2021. Solicităm susținerea proiectului. Susținem. De mult era așteptat să pornim și această etapă. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să continuați cu următorul subiect.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezentăm atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de acordare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult și a listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult. Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are drept scop stabilirea mecanismului de acordare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult, acordate beneficiarilor cultelor religioase, precum și persoanelor terțe, care importă bunuri de cult cu condiția predării obiectelor respective beneficiarilor. Beneficiarii reprezentanții acestora sau persoanele terțe au dreptul să importe obiectele de cult cu scutire de drepturi de import doar după includerea în lista beneficiarilor de facilități fiscale și vamale. Ținând cont de cele expuse, solicit susținerea proiectului. Susținem, mulțumesc pentru prezentare. În continuare, domnul ministru Jezdan. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Domnul prim-ministru, rog permisiunea noastră de a prezenta punctul 8, 9 și 10 împreună, deoarece sunt toate cu privire la transmiterea bunurilor în gestiunea Ministerului de Interne. Este foarte darnic. Trei proiecte transmit bunuri. Dar de la trei diferiți luăm, nu de la același. Vă rog. Mulțumesc. Stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la transmiterea unor terenuri și bunuri imobile. Acest proiect are drept scop transmiterea unor bunuri imobile și terenuri Inspectoratului General al Poliției pentru edificarea unor sectoare de poliție moderne. În conformitate cu prevederile matricei de politici și planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară, aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 100 din 30 ianuarie 2018, până la finele anului 2020, la nivel național, urmează a fi renovate 90 de sectoare de poliție. Este de menționat că, în scopul creării unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici internaționale, în măsură să răspundă în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu, este necesar ca sectoarele de poliție să dețină sedii. Astfel, vor fi îmbunătățite condițiile de muncă și va spori nivelul de realizare a obligațiilor funcționale a Inspectoratului General de Poliție. În contextul celor expuse, precum și luând în considerație interesele statului în consolidarea capacităților poliției de asigurare și menținerea ordinii publice, la nivel teritorial, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectelor. Mulțumesc! Scuze pentru că am spus că Ministerul de Interne este foarte darnic. Asta voi luați trei bunuri, dar nu le dați. Întrebări dacă sunt... Mulțumesc pentru prezentare, doamna Palie, în continuare. Stimate domnule prim-ministru, luând în considerație că subiectele 11 și 12 sunt de asemenea conexe, rog prezentarea la pachet acestora. Astfel, se propune anularea înscrierilor protocolare numărul 15 și 16 din procesul verbal numărul 33 al ședinței Guvernului din 24 septembrie curent, privind aprobarea proiectului cu privire la dizolvarea întreprinderii de stat Medisan și cu privire la lichidarea unei instituții publice, reorganizarea unei instituții publice și modificarea denumirii unor instituții medico-sanitare publice. De menționat că în procedură de definitivare post-ședință s-au considerat unele ajustări ale reglementărilor proiectelor suscitate, fiind justificate unificarea acestora într-un singur proiect. Ca consecință, se propune aprobarea proiectului hotărârii de guvern cu privire la lichidarea unei instituții publice, reorganizarea unei instituții publice și modificarea denumirii unor instituții medico-sanitare publice. În mod particular, evidențiez că în proiect se notifică trecerea întreprinderii de stat Medisan cu entitățile sale afiliate în subordine directă a Cancelarii de Stat. Rog aprobare. Întrebări dacă sunt, vă mulțumesc pentru prezentare și în continuare domnul ministru Sturza. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Asigurării Resurse și Administrarea Patrimoniului al Ministerului Apărării. Proiectul hotărârii este elaborat în contextul reformei administrației publice și vizează reorganizarea prin transformarea Departamentului Dotări în Ministerului Apărării în Agenția Asigurării Resurse și Administrarea Patrimoniului Ministerului Apărării. Misiunea de bază a agenției rezidă în implementarea domeniului de competență specifică instituției militare și anume asigurarea resurselor Sistemului Național de Apărare.
Prin proiectul hotărârii se propune aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea agenției, stabilește forma organizatorico-juridică, modul de organizare a activității, structura și efectivul limită. Proiectul a fost supus avizării în modul stabilit, iar implementarea acestuia nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Dacă nu sunt întrebări, aprobăm și vă rog să prezentați următorul. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind aprobarea regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației unice de asigurare obligatorie de stat a vieții și sănătății militarilor. Scopul proiectului propus spre examinare constă în ajustarea cadrului normativ subsecvent în corespundere cu noile reguli de stabilire și plata indemnizației unice de asigurare obligatorie de stat a vieții și sănătății militarilor care îndeplinesc serviciul militar. Regulamentul stabilește cazurile de acordare, modul, condițiile și cuantumul indemnizației unice de asigurare obligatorie de stat a vieții și sănătății militarilor pentru cazul asigurat. Indemnizația unică de asigurare constituie despăgubiri sub formă de compensație bănească acordată militarilor sau membrilor de familie în caz de deces pentru daune provocate sănătății și vieții ca urmare a îndeplinirii obligațiunilor de serviciu militar. Prevederile regulamentului se aplică militarilor prin contract din cadrul Ministerului Apărării și trupelor de carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne, militarilor în termen sau cu termen redus, rezerviștilor chemați la concentrare în caz de mobilizare sau pregătire militară. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de hotărâre, se va abroga hotărârea Guvernului 214 din 10 aprilie 1996. Implementarea proiectului nu necesită alocarea surselor financiare din bugetul de stat, deoarece aceste resurse deja au fost planificate în bugetul pentru anul 2018. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Stimați colegi, dacă sunt întrebări la domnul ministru, dacă nu sunt, vă rog să treceți la următorul subiect, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării. Proiectul hotărârii este elaborat în contextul implementării reformei administrației publice și vizează constituirea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării, autoritatea administrativă în subordine Ministerului, creată în baza Direcției Inspecției Generale, Centrului de Medicină Preventivă și a Comisiei Centrale de Expertiză Medico-Militară a Forțelor Armate. Prin proiectul hotărârii se propune aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului, stabilirea formei organizatorico-juridică acesteia, competențele și atribuțiile, modul de organizare a activității, structura și efectivul limită. Constituirea Inspectoratului Militar va concentra și consolida în cadrul unei singure entități a tuturor funcțiilor de supraveghere și control ale Ministerului. Totodată, Inspectoratul va asigura organizarea și coordonarea activității Comisiei Centrale de Expertiză Medico-Militare în Forțele Armate. Proiectul a fost supus avizării în modul stabilit, iar implementarea acestuia nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Rog aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentare, nu văd întrebări și în continuare, domnul Chicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, onorați membri ai guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru aprobarea regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul sistemului informațional automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice, MTender. Proiectul a fost elaborat în vederea implementării legii 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice și pentru implementarea sistemului informațional MTender pe scară largă. Prezentul regulament stabilește componența și atribuțiile Comisiei de Acreditare a Platformelor Electronice de Achiziții, condițiile și procedura de acreditare, inclusiv procedura de sistare a acreditării. Proiectul descrie drepturile și obligațiile participanților la acreditarea platformelor electronice de achiziții. Proiectul a fost avizat de părțile implicate și supus expertizei juridice și anticorupție, menționând că proiectul nu presupune careva cheltuieli bugetare suplimentare. Suplimentar vreau să comunic, am discutat cu doamna președinte Consiliului Concurenței și am înțeles că sunt niște propuneri pentru îmbunătățire. Până la definitivare o să le luăm în considerare. Solicităm susținerea proiectului. Întrebări? Nu sunt, vă rog să continuați.
Stimate domnule prim-ministru, onorați membri ai guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru aprobarea regulamentului privind modul de ținere a registrului de stat al achizițiilor publice format de sistemul informațional automatizat, registrul de stat al achizițiilor publice MTender. Proiectul a fost elaborat în vederea implementării legii numărul 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. Prezentul regulament stabilește reguli de ținere a registrului de stat al achizițiilor publice format de sistemul informațional al achizițiilor publice în scopul organizării și desfășurării procedurilor de achiziție publică și proceselor aferente acestora, formarea registrului contractelor, stabilirea cerințelor minime față de utilizarea mijloacelor de protecție, cerințelor minime față de echipamentul tehnic. Proiectul descrie drepturile și obligațiile participanților la sistemul MTender, interacțiunea cu alte sisteme informaționale de stat. Cheltuielile de întreținere a sistemului vor fi acoperite din taxele achitate de operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice la depunerea ofertelor. Proiectul a fost avizat de părțile implicate și supus expertizei juridice și anticorupție. Iarăși, în preajma ședinței au parvenit propuneri de modificare din partea Centrului de Combatere a Centrul Național de Combatere a Corupției și în proces de definitivare o să le considerăm. Solicităm susținerea proiectului. Susținem, domnule Chicuș, vă rog să prezentați următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, noi, membri ai Guvernului, prezentăm spre examinare proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, care a fost elaborat pentru dezvoltarea unui sistem eficient de achiziții publice și în scopul realizării prevederilor legii numărul 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, cât și strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020. Noile prevederi adoptate la data 26 iulie 2018 de către Parlamentul Republicii Moldova prin legea 169 pentru modificarea și completării legii 131 impun necesitatea elaborării unui nou regulament privind achizițiile de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri în continuare. Deci, prin aprobarea prezentului regulament se urmărește corelarea cadrului normativ secundar la noile prevederi, digitalizarea achizițiilor de bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice, înlăturarea problemelor care subminează în prezent eficiența sistemului de achiziții publice. Similar ca și proiectul precedent, avem propuneri de îmbunătățire atât de la Centrul Național Anticorupție, cât și la Consiliul Concurenței. În proces definitivare, noi acceptăm. Solicităm susținerea proiectului. Întrebări, stimați colegi, dacă sunt, dacă nu, mulțumesc, domnul Hicu. În continuare, doamna ministru Radu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă pentru examinare și aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulilor de organizare a asistenței medicale primare. Scopul proiectului este stabilirea regulilor de organizare a asistenței medicale primare prin normele noi de activitate a cabinetelor de medicină de familie, forme alternative instituțiilor de astăzi, criterii și mod de stabilire, atribuire, retragere, suspendare sau transmitere a practicilor medicului de familie, reglementări ce țin de rolul medicului în familie, responsabilitățile și drepturile acestuia în asistența medicală primară, proceduri de organizare a concursului pentru atribuirea practicilor, suspendarea și transmiterea acestora. Se stabilesc normativele de populație pentru formarea practicilor, precum și alte prevederi ce condiționează buna funcționare a cabinetelor de medicină de familie. Sunt stabilite etapele de punere în aplicare a regulilor. A. Pentru practicile medicului de familie din zona rurală, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. B. Pentru practicile medicului de familie, altele decât cele din litera A și de la litera C, începând cu 1 ianuarie 2019. Pentru practicile medicului de familie din orașul Chișinău, începând cu 1 iulie 2019. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulilor de organizare a asistenței medicale primare este aprobat în temeiul articolului 13 aliniatul 1 a legii numărul 191 din 27 iulie 2018 pentru modificarea unor acte legislative.
Aprobarea acestei hotărâri va contribui la îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale primare esențiale și de calitate prin atragerea medicilor de familie pentru activitatea în localitățile rurale și, în general, menținerea acestora în sistem. În acest context, stimați colegi, onorată asistență, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită susținerea și aprobarea proiectelor de hotărâre prezentat. Dacă țineți minte, noi la sfârșitul lunii iulie am aprobat o lege care prevede reformarea asistenței medicale primare. Eu trebuie să recunosc că a fost o luptă timp de 2 ani de zile ca să reușim să venim cu această lege și această luptă a fost legată de rezistența internă. Rezistența internă atât la nivel de administrații publice centrale, dar mai ales atunci când vorbeam despre toate aceste asociații medicale teritoriale, dar și din partea administrației publice locale. Și întotdeauna nu am înțeles de ce este această rezistență. De fapt, explicarea a fost una foarte simplă. Că toți își doresc să fie șefi, șefuleți, să conducă cu clinică și tot așa mai departe, dar noi avem nevoie de, sau cei din administrația publică locală să poată influența asistența medicală și tot așa mai departe. Noi avem nevoie de medici. Noi astăzi avem lipsă 200 de medici aproximativ la sate. Deci este de... Nu ne putem împăca cu acest gând că în secolul 21 avem lipsă de medici în 200 de localități, zeci de mii de oameni stau fără medic de familie. De asta a fost greu, dar noi am reușit și acum rugămintea mea este foarte insistent să mergem cu punerea în aplicare acestei reforme. Iată, astăzi aprobăm acest regulament, ceea ce ar însemna că aveți liber deja de a porni concursurile și avem mulți medici tineri care vor merge să lucreze și să efectueze această practică individuală, dar nu să-l ținem ca și până acum în situația să meargă într-un domeniu sau altul din administrația publică să lucreze. Are acum posibilitatea să practice această practică individuală. De asta vă rog foarte mult și personal monitorizați, fiindcă nu înseamnă că rezistența s-a oprit și în continuare și foarte multă lume, eu bănuiesc că se vor găsi care va încerca să spună că nu este bine, deci nimeni nu poate să ne convingă că medicii sau oamenii pot refuza o asistență medicală mai calitativă și medicul cu un venit suplimentar, cu un venit mai mare decât are acum într-o asociație teritorial medicală. Rugămintea mea este, haideți împreună să vedem această reformă una funcțională. Întrebări dacă sunt, dacă nu, mulțumesc și vă rog să prezentați următorul proiect. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri al guvernului, noi prezentăm proiectul de lege privind scutirea la taxe pe valoare adăugată, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul unei unități radiologice autonecesare pentru instituția medico-sanitară publică, Institutul de Fizio-Pneumologie Kiril Draganiuc. Proiectul de lege privind scutirea de taxă pe valoare adăugată, taxă vamală și de taxă pentru efectuarea procedurilor vamale la importul unei unități radiologice autonecesare pentru instituția medico-sanitară publică Institutul de Fiziopneumologie Kiril Draganiuc își propune reglementarea unor derogări care ar permite scutirea de drepturile de import la introducerea în țară a unei unități radiologice auto acordată cu titlu de donație pentru instituția menționată. Proiectul nominalizat stipulează aprobarea unei derogări de la prevederile Codului Vamal al Republicii Moldova numărul 1141-14 din 20 iulie 2000, ale Codului Fiscal numărul 1163-13 din 24 aprilie 1997, ale Legii numărul 172 din 25 iulie
2014 privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor și a legii numărul 1380-13 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal privind scutirea de plată taxă pe valoare adăugată, taxă vamală și de taxă pentru efectuarea procedurilor vamale a unei unități radiologice autocamion de marca MAZ, model Cupava 478080, acordat cu titlu gratuit donație de către Republica Belarus, necesară Institutului de Fiziopneumologie Kiril Draganiuk pentru desfășurarea activității de diagnostic medical fără drept de înstrăinare. Proiectul va permite scutirea drept Institutului de Fiziopneumologie Kiril Draganiuk de taxele vamale menționate al unității autoradiologice respective cu înregistrarea ulterioară a acestui camion fără cheltuieli financiare suplimentare. Rezultatul scontat prin aprobarea proiectului în cauză va fi acordarea unui număr sporit de investigații de screening pulmonar pentru identificarea cazurilor de tuberculoză sau cancer la plămâni în mediul rural, atât în cadrul realizării Programului Național de Control și Profilaxie al Tuberculozei pentru anii 2016-2020, precum și în cadrul campaniei Un Doctor pentru Tine. Proiectul de lege privind scutirea de taxă pe valoare adăugată, taxă vamală și taxă pentru efectuarea procedurilor vamale la importul unei unități radiologice autonecesare pentru instituția medico-sanitară publică Institutul de Fiziopneumologie Kiril Draganiuk a fost avizat de către Ministerul Finanțelor și a fost supus consultărilor publice la definitivarea acestuia, ținându-se cont de anumite propuneri din partea acestuia. Rog aprobarea acestui proiect de lege. Stimați colegi, este vorba de o mașină radiologică donată de către Belarus, alături de celelalte patru mașini care au fost cumpărate de către noi. O parte din ele vor fi destinate pentru efectuarea mamografiei și altele pentru radiografie pulmonară. Nu cred că sunt întrebări la acest subiect, de aceea vă rog să prezentați următorul punct din ordinea de zi, doamna ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Proiectul are drept scop reorganizarea Agenției Naționale și agențiilor teritoriale și punerea în aplicare a prevederilor legii noi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, numărul 105, fracție din 2018. Conform proiectului, Agenția Națională și cele 35 de agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă se reorganizează, devenind autoritate administrativă cu personalitate juridică subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu subdiviziuni teritoriale la nivel local, fără personalitate juridică. Astfel, începând cu 10 februarie 2019, Agenția Națională va funcționa conform noii structuri propuse în prezenta hotărâre. Agenția Națională și subdiviziunile teritoriale sunt responsabile de implementarea politicii de stat în domeniul ocupării, migrației, forței de muncă și asigurării de șomaj. Efectivul limit al Agenției Naționale va constitui 250 de unități, printre care aparatul central 50 de unități, iar subdiviziunile teritoriale 200 de unități. Urmarea reorganizării, Agenția Națională va deveni o instituție publică care va presta servicii de calitate pentru șomeri, angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind axată inclusiv pe cercetare și furnizare de date despre piața muncii realizată în cadrul noii direcții Observatorul Pieței Muncii. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc și mulțumesc colegilor care au lucrat pentru a prezenta acest proiect. Astăzi este vorba de o reformă, de reformarea ANOFM-ului, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Eu personal contez foarte mult ca această agenție în continuare să devină una eficientă și să se concentreze nemijlocit pentru a
asigura cu un loc de muncă cei care au rămas fără el și să-și facă datoria de fapt așa cum prevede regulamentele. Întrebări dacă sunt. Dacă nu sunt, vă mulțumesc și în continuare, domnul Botnar, vă rog. Vă mulțumesc, stimați domn prim-ministru, stimați membrii Guvernului. Se propune spre examinare proiectul hotărârii de guvern privind aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru implementarea concepției securității informaționale a Republicii Moldova. Proiectul menționat a fost elaborat de către Serviciul de Informație și Securitate a Republicii Moldova în temeie articolul 2 al legii 299 din 2017 privind aprobarea concepției securității informaționale a Republicii Moldova. Programul de măsuri pentru implementarea concepției securității informaționale a Republicii Moldova prevede două etape de realizare acestuia. Prima etapă include elaborarea și implementarea strategiei securității informaționale pentru anii 2019-2024. A doua etapă a programului pentru 2025 include reevaluarea concepției securității informaționale a Republicii Moldova la realitățile existente la moment și inițierea procedurilor de modificare a acesteia sau elaborarea a unei concepții noi. Proiectul a fost supus expertizei juridice, recomandărilor în etate fiind luate în considerație de către autori. Rog susținerea proiectului. Cine are întrebări la SIS? Nici o întrebare, doamna director. Vă rog să prezentați următorul subiect. Da, mulțumesc. Următorul document pe care vreau să-l prezint atenția dumneavoastră este proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și a planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. Elaborarea prezenței strategiei a fost determinată de necesitatea protecției persoanei, societății și a statului în spațiul informațional, de gravitate și multitudine amenințărilor la adresa securității informaționale. Strategia are ca scop corelarea juridică și integrarea sistematică domeniilor prioritare cu responsabilități și competențe de asigurare a securității informaționale la nivel național. Proiectul strategiei este structurat în 7 capitole, acțiunile pentru realizarea obiectivelor strategice sunt divizate în 4 piloane. Implementarea strategiei va contribui la asigurarea securității statului și a unui spațiu informațional sigur pentru toți subiecții de drept. Rog susținerea proiectului. Dacă nu sunt întrebări, susținem și vă mulțumesc pentru prezentarea, domnule director. În continuare, domnul Chicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul este elaborat în scopul acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru familiile care au avut pe suferit de pe urma deflagrației care s-a produs pe data de 6 octombrie 2018 în blocul locativ de pe Bulevardul Moscovei 11, municipiul Chișinău. Se propune alocarea din fondul de intervenție al Guvernului a mijloacelor financiare în sumă de 100.000 lei, câte 50.000 lei per familie, Consiliului Municipal Chișinău pentru familiile persoanelor decedate. Solicităm susținerea proiectului. Susținem și grăbiți-vă cu punerea în aplicare acestui proiect. Aici am epuizat ordinea de zi. În continuare avem ședința Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, deci o să rog să rămână colegii care participă la această ședință. În rest, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună.